O drezină blindată despre care se crede că a aparținut Anei Paucăr a devenit atracția călătorilor care trec prin gara Fetești. Mașina, adaptată pentru mersul pe calea ferată, era un lux rezervat elitei comuniste. În anii 50, faimoasele automobile negre ale securității erau folosite pentru a asigura deplasarea în siguranță a liderilor comuniști în diferite zone din țară. Au existat 5 astfel de automobile pentru calea ferată, însă astăzi se mai păstrează doar 2, la Fetești și Sinaia. Fiecare exemplar este unic și reprezintă o imagine a României staliniste. Pentru siguranța demnitarilor comuniști, automobilele au fost blindate masiv cu plăci de plumb, cântăreau aproape 5 tone și atingeau peste 100 de km pe oră. Călătorii care trec prin gara Fetești nu ezită să se fotografieze cu faimoasa limuzină. Mai la dreapta. Motoare Skoda 6 linie, consumul cam 47 de litri la 100 de km benzină. Capitonată cu cașa, piele albă și maro, SIDEF ca ornament, bordul cu fosfor alb, tot bordul se vedea și noaptea și ziua la fel. Aparat de radio la 12 la 2:20 cu așa, ceas. Transformată, meargă pe calea ferată, blindaj. A fost o mașină blindată. Mașina de război chitrăistă, așa că a fost în perioada 1936, de când a început, făcută de cehoslovaci. Și cine se plimba cu ele? A fost o mașină de, cum să zic, de comisii ministeriale, de Ana Paucăr, perioada așa. După căderea comunismului, automobilele drezină au fost folosite de angajații de la CFR pentru diferite activități. În anii 90, ele au fost scoase din uz. 3 dintre ele au ajuns la fier vechi, însă 2 au fost salvate. Ele au fost folosite de noi, cei de la CFR, pentru lucrări la calea ferată. Transportam cu ele șine lungi, până la Slobozia, până la Medgidia, pe toată regionala de calea ferată. Am scos-o din uz pentru acele defecțiuni. Întâmplător am mai găsit încă una asemănătoare la Medgidia. Am adus-o să o folosesc și atunci am descoperit să înlocuiesc piesele, că era defectă, să înlocuiesc piesele respective. Și atunci am descoperit că este unicat. Fiecare drezină este unicat. Drezina din Fetești a fost adusă de la Medgidia, iar cea expusă acum în gara Sinaia a fost transportată acolo din Fetești. Sunt singurele exemplare care se mai păstrează astăzi în România. În depoul gării Fetești se mai găsește și o locomotivă cu aburi, veche de aproape un secol, care așteaptă să fie expusă publicului.